Numai un izvor este. Dar noi unul așa. Haideam, haideam. V-ați dat seama unde trebuie să mergeți? Da, sigur, sigur. Da. Noi am plecat la izvor. La izvor. City Quest este un joc interactiv care dezvoltă logica, gândirea, orientarea în spațiu și lucrul în echipă. De această dată au fost 8 sarcini care, fiind rezolvate, scoteau la iveală un loc din oraș unde echipa trebuia să se deplaseze. Acolo erau întâmpinați de agentul City Quest care le dădea o nouă sarcină. Boșchi. Niște poze care trebuie să dați seama locația următoare. Asta o să vedeți nevoie mai încolo. Eu știu, Jean, eu știu. Da. Tot știu. Ne străduim să-l facem în fiecare an cu cât mai interesant, cu atât mai interactiv, pentru că e un joc care îi face pe tineri să se ocupe cu lucruri cu mult mai interesante, ceea ce ține de cultură generală, de diferite coduri, de diferite povești, care prin fir logic trebuie să-ți dai seama unde să ajungi. Cele 5 echipe care au acceptat să joace City Quest au parcurs aproximativ 16 km pe jos. Au cutreierat orașul strășeni dintr-un capăt în altul. Capitanii echipelor au spus că au fost sarcini care le-au dat bătaie de cap. Cam de la început greu când am găsit sticla, dată și am fost ultimele evenimente foarte grele, fiindcă am fost epuizat, obosit și nu prea gândit mental. Ultima sarcină a fost cea mai complicată pentru noi, am pierdut ordinea hărților și oarecum am avut nevoie de un indiciu. Premierea echipelor învingătoare a avut loc a doua zi din motiv că jocul s-a terminat după miezul nopții. Locul întâi a fost ocupat de echipa Rubik. Echipele care s-au clasat pe primele poziții s-au ales cu vouchere la bowling și câte un premiu bănesc. Au fost cei mai rapizi. Anul ăsta a mers la extreme și o spun, o declar deschis că a fost cea mai complicată ediție a City Quest-ului. Jocul City Quest organizat de UNG-ul Cultura Nouă s-a aflat la cea de-a treia ediție.